Mai multe lăscubere au căzut dintr-un tir pe șosea la Constanța. Colega mea Alexandra Ghețea vine chiar acum cu toate informațiile. Alexandra, ce s-a întâmplat acolo? Bun găsit! Imaginile zilei, într-adevăr, au fost surprinse de cei care se aflau în trafic în această dimineață și nu mică le-a fost mirarea când au văzut întinse pe șosea zeci de lăzi cu bere. Se pare că ele au căzut dintr-un tir. Marfa nu ar fi fost bine asigurată, astfel încât lăzile au alunecat, au rupt prelata și în cele din urmă au ajuns aproape în mijlocul unei intersecții aglomerate, circulate în această dimineață în Constanța. Așa că a fost nevoie și de intervenția polițiștilor care au ajuns la fața locului și au decongestionat traficul. Ei bine, cel mai probabil șoferul încărcase marfa de undeva de la fabrica de bere din Constanța, pentru că este aproximativ în aceeași zonă și cel mai probabil marfa nu a fost asigurată. Rămâne însă de văzut cine va trebui să suporte consecințele și cine va plăti berea care a ajuns pe șosea. Mulțumesc, Alex.